Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, v-am invitat astăzi aici pentru a comunica poziția Partidului Social Democrat European referitor la situația social-politică din țară în baza concluziilor la care am ajuns în cadrul Consiliului Politic Național al PSD care s-a desfășurat sâmbătă 2 septembrie. Am convocat forul executiv al partidului pentru a trasa prioritățile în campania electorală pentru alegerile locale din 5 noiembrie, dar și pentru a da apreciere generală asupra situației în ansamblu. Am constatat cu regret că Republica Moldova se află astăzi într-o criză profundă, iar în aceste condiții ne vedem obligați să luăm o poziție fermă pentru a nu admite degradarea în continuare a situației și de a restabili ordinea și funcționalitatea statului. Concluziile la care am ajuns le-am formulat într-o rezoluție care a fost adoptată cu votul unanim al celor prezenți și ea va sta la baza viitoarelor noastre strategii politice. Vom prezenta integral textul rezoluției mai târziu, dar esența constă în faptul că astăzi Republica Moldova se confruntă cu două amenințări majore. Prima amenințare vine din partea actualei guvernări, care demonstrează o lipsă totală de responsabilitate, aroganță și incapacitatea de administrare a treburilor statului, iar din această cauză suntem martorii unui dezastru generalizat, care lovește direct și dur în siguranța și bunăstarea populației. Pe de altă parte, vedem cum puterea actuală restrânge drepturile cetățenești și instituie un regim abuziv în contradicție flagrantă cu normele europene și principiile democratice. Cealaltă amenințare majoră vine din partea așa numitei opoziției proruse, care este ghidată de forțe ostile din afară și care încearcă să profite de haosul creat de guvernarea PAS și să deturneze cursul de integrare europeană pentru a readuce Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei. Partidul Social Democrat European, formațiune atașată valorilor democratice europene, membru al familiei politice a social-democraților europeni și internaționalii socialiste, conștientizează gravitatea situației și se angajează plenar să apere Republica Moldova și pe cetățenii săi de aceste două mari amenințări și să contribuie nemijlocit la redresarea situației. Considerăm că scrutinul din 5 noiembrie are nu doar o importanță locală, ci reprezintă un exercițiu vital, deoarece de rezultatele lui va depinde calea de mai departe a Republicii Moldova. Iată de ce, în contextul alegerilor locale, generale, sarcina noastră nu este doar să obținem un rezultat foarte bun în alegeri, ci să avem grijă după aceea ca cel puțin la nivel local, la nivelul puterii locale, să asigurăm majorități pro-europene. Menționez că astăzi suntem în plină campanie preelectorală, în procesul de pregătire pentru alegerile locale, că am identificat candidați și consilieri la funcțiile de primari și suntem prezenți în majoritatea localităților și centrelor administrative și când vom veni în fața cetățenilor cu o ofertă politică complexă și realistă și cu o echipă de oameni bine pregătiți. În continuare, am să rog pe colegul meu, Vadim Brânzaniuc, vicepreședinte PSD, care este și viitorul candidat la funcția de primar în municipiul Chișinău, să enunțe îndemnul Partidului Social Democrat European către forțele social-politice din țara noastră care împărtășesc viziuni similare. Vadim, te rog frumos. Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc și
Vreau să mă refer și eu la câteva aspecte ce țin de realitățile social-politice care le avem în Republica Moldova la ora actuală. După cum a menționat și domnul președinte Ion Sula, situația în Republica Moldova degradează pe zi ce trece. Iar în aceste condiții se impune o mobilizare a tuturor forțelor sănătoase pentru a salva statul de la faliment și pentru a nu admite compromiterea definitivă a parcursului european. Partidul Social Democrat European și eu personal am optat mereu pentru un dialog și găsirea unui compromis între toate partidele democratice și pro-europene, astfel încât Republica Moldova să se alinieze țărilor civilizate și să se integreze într-un final alături de România în marea familie europeană. Am insistat ca, inclusiv la alegerile locale din Chișinău, să dăm dovadă de maturitate și să ne așezăm la o masă pentru a identifica un candidat pro-european autentic, comun, care să reprezinte întreg spectrul politic pro-european și să învingă la aceste alegeri. Din păcate, acest lucru nu s-a reușit și rămânem fragmentați. Iar principalul vinovat este, trebuie să o spunem, guvernarea actuală, care se ghidează de principiul divide et impera, dezbină și condu. Încercând astfel să-și mențină pe scena politică și să anihileze orice concurență pe acest segment. Unde duc toate acestea, vedem cu toții. Dezamăgirea oamenilor este nu doar în pas, ci întregul mesaj pro-european în ansamblu. Am auzit în ultima vreme unele voci care îndeamnă la unitate și consolidarea eforturilor. Lucru pe care noi îl salutăm și mai mult decât atât, suntem gata să preluăm inițiativa de a aduce la masa de dialog toate forțele politice care conștientizează pericolul ce planează asupra noastră și vor cu adevărat să pună umărul la salvarea situației. Noi considerăm că nu este suficient doar să criticăm și să emitem judecăți de valoare, ci trebuie să acționăm prompt și consolidat, astfel încât să creăm un pol de alternativă puternică care să redea oamenilor speranța și să determine cele două tabere să-și mai tempereze din ambiții și să înțeleagă că Republica Moldova înseamnă oameni, nu doar un teritoriu, și că anume ei, cetățenii, sunt stăpânii acestui pământ. Noi vorbim aici despre blocuri electorale sau fuziuni între partide. Nu, ci despre nevoia de a stabili niște chestiuni de principiu și niște obiective comune spre care să tindem cu toții. Bineînțeles că avem fiecare identitate politică proprie. Avem fiecare propriile viziuni cu privire la dezvoltarea țării. Dar asta nu trebuie să ne împiedice să fim raționali și, cel mai important, responsabili. Dacă vom pune în prim plan interesul cetățenilor, vom găsi, cu siguranță, limbaj comun și vom putea trasa liniile roșii pentru care nimeni nu are dreptul să treacă. Nici măcar cei care astăzi au o majoritate confortabilă în Parlament. Prin urmare, ne angajăm ca, în perioada imediat următoare, să inițiem acest dialog cu colegi din alte partide și să încercăm să identificăm împreună soluții practice și viabile pentru a readuce Republica Moldova pe făgașul normalității. Despre pașii pe care urmează să-i întreprindem și formula în care se va desfășura acest dialog, vă vom informa pe parcurs. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Ieremie Prisajniuc, sunt vicepreședintele Partidului Social Democrat European, responsabil de cooperarea internațională. Din câte cunoașteți, pe data de 2 septembrie, Partidul Social Democrat European a desfășurat ședința Consiliului Politic Național, la care a fost adoptată rezoluția privind situația social-politică din Republica Moldova. În continuare, voi da citire acestei rezoluții și pașii următori care urmează a fi luați de către Partidul Social Democrat European în vederea consolidării societății. Republica Moldova se află astăzi în fața unor provocări majore. Crizele multiple, responsabilitatea clasei guvernante, haosul administrativ și instabilitatea geopolitică riscă să răstoarne ordinea constituțională și să deturneze iremediabil drumul nostru către un viitor european civilizat și prosper. Mai mult, neîncrederea tot mai mare din partea cetățenilor față de instituțiile democratice riscă să ia proporții, iar ca urmare să provoace un conflict deschis între stat și cetățeni, fapt care ar putea avea consecințe extrem de grave.
Principalul responsabil pentru această stare de lucruri este guvernarea PAS, care a instituit un regim abuziv, cleptocratic și autoritar și care a compromis reforme vitale, menite să consolideze statul de drept, să garanteze supremația legii, să apere drepturile și libertățile cetățenești, să asigure securitatea statului și alinierea lui la standardele de dezvoltare ale UE, din care dorim cu toții să facem parte. Deși formal, partidul de guvernământ se autodefinește ca fiind democratic și pro-european, în realitate acționează în sens invers. În ultimii 2 ani, odată cu accederea PAS la guvernare, am fost martorii unui proces amplu de distrugere sistemică a statului de drept, la violarea drepturilor și libertăților cetățenești, la instituirea cenzurii și subordonarea peer presiei, la șantaj și intimidarea în raport cu oponenții, la exercitarea brutală a puterii în nume propriu, fapte care vin în contradicție cu norma constituțională și legislația națională și încalcă flagrant convențiile internaționale în materie de democrație și drepturile omului. În acest mod, procesul de integrare europeană riscă să fie compromis, așa cum au fost compromise toate procesele în care s-a implicat actuala guvernare. Republica Moldova se află astăzi în pragul alegerilor locale generale, care au un rol crucial și reprezintă un test extrem de important pentru întreaga societate. De modul în care se vor desfășura acestea, dar mai ales de rezultatele lor, va depinde direcția în care se va îndrepta mai departe statul nostru. Din păcate, procesul electoral a fost deja grav viciat de guvernarea PAS, prin adoptarea unor legi abuzive și antidemocratice, care creează premize reale pentru fraudarea scrutinului. Mai grav este că toate aceste tertipuri juridice și antireforme sunt folosite în special contra opoziției pro-europene, aflate în aceeași tabără geopolitică în care se află și PAS. În altă ordine de idei, din cauza politicilor antisociale, incompetenții, aroganță de care dă dovadă actuala guvernare, are de suferit însă și ideea europeană, iar ca urmare riscăm să asistăm la o revanșă a forțelor anti-europene care vor să mențină Republica Moldova în obscurantism și subdezvoltare. În aceste condiții, Partidul Social Democrat European se angajează plenar să apere Republica Moldova și cetățenii săi de putere actuală, pe de o parte, iar pe de altă parte să nu permită deturnarea cursului european de care forțele ostile ghidate din afară. PSD abordează cu maximă seriozitate alegerile locale generale, iar scopul este nu doar să le câștige, ci să asigure majorități pro-europene în toate structurile puterii locale. În acest sens, facem un apel repetat către guvernarea PAS să înceteze imediat abuzurile și bătaie de joc față de lege și cetățeni, să asigure un proces electoral liber și democratic. În același timp, îndemnăm toate forțele politice și democratice, pro-europene, nu doar să susțină retoric parcursul european, ci și să întreprindă acțiuni concrete și consolidate pentru a nu permite devierea de la acest curs de dezvoltare și pentru a opri derapajele care duc inevitabil la falimentul statului. Chișinău, 2 septembrie 2023, Consiliul Politic Național, rezoluția privind situația social-politică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos!